Vă salut și vreau să vă povestesc cum am fost eu la patru prostituate și n-am fost mulțumit de niciuna. Gândul meu a fost să mă duc la una, nu la patru. Iau site-ul, răsfoiesc, zic, o blonduță, finuță, hai să mă duc la blonduța asta. O sună, îmi spune 100 de lei, numărul 200 ora. Oral, normal, ambele protejate. De acord. Îmi comunică zona, iau taxiul, mă duc acolo, paf, la o pensiune. Cum ajung la pensiune, parcă am călcat cu stângul din prima. Bune, mă. Îmi zice ăla de la recepție, un mahăr, vezi, îi zice lui domnișoara să-și facă bagajul și să plece. Mă duc eu, urc acolo la pensiune, intru, o blonduță frumușică, na, avea 19-20 de ani. Bine, eu când mă duc la dame de companie, la prostituate, la escorte, la curvi, cum vreți voi să le ziceți, îmi iau prezervativi la mine, îmi iau Durex, să-mi tind băietul. Ei, de data asta nu mi-am mai luat prezervativi. Intru, cum v-am spus, ajung acolo. Intru înăuntru, o blonduță așa frumoșică. Îmi comunică prețul 100 de lei, numărul 200 de lei oră. Zic, ei, să iau o oră, să iau un număr, m-aș mai duce la alta. Zic, parcă e prea spălăcit, o blondă de asta simplă, n-a venit nici sâni. Hai să iau un număr. Îi dau banii și zice, ai prezervativ? Îi zic, nu, dar n-ai tu, nu trebuie să ai prezervativ. Ba da, dar mi s-a terminat. Nu știu ce, doar ți-am zis prin telefon să iei prezervativi. Mi-a dat în cap, cum, bă, fetiță, mi-a zis, tu mi-ai zis eu prezervativi, mă faci prost. Da, dar n-ai auzit tu că era gălăgie. Bă, dacă te-am sunat și am vorbit cu tine, eram acasă unde era gălăgie, că eram singur acasă. Zic, dă să-i trag o mui măcar. I-am dat bani, noi mai cerem bani, eu și nu mi mai dă die. Deja odată ce i-ai dat, când îi ceri, nu vrea să-i dai ca tâlhării, dracu-i. Zic, trag o mui, dă un pula mea. De treabă, deja mi-era sâlă. Să dezbrăcasă. Bine, m-a așteptat în costum de baie. Și-o dat sutienul ăla de jos, să vii două bubiță. I-a zis, dă-ți chiloți jos, nu? Că nu știu ce, că mi-e rușine, că trebuie că meargă. Păi și dacă avem prezervativ, cum te mai futei cu mine? Că la început, că nu știu ce. Dă-ți chiloți, măcar că să găsesc o poziție să trag la mui, să mă uit la tine în pizdă, cât de prost că nu mi-a luat prezervativi. I-am tras o muie, am terminat răpirii, m-am spălat o leacă cu dușul la pulă, m-am îmbrăcat și am zis, scuze, patronul, să-ți faci bagajul sau angajatul, cine a fi ăla, maharul, să pleci. Nu. Da, păi pe atât am plătit, nu mai, și așa am stat mai mult decât am plătit, că era camera până la 11 și 1, dar n-am. Deci o ardeși cu tupiu. Abia tupiu pe dânsa. Adică nu, o mai stat 2 ore și nu i-a plătit lui acela la pensiune. În fine, să înțeleg ei. Sau poate era strategia ei. În fine. Băi, zic, băi, dă, i-a tras lui asta o muină. Am chef de curvi azi. Dă să mă duc să sun pe alta. Ies eu afară, paf, caut rapid, apăs, sun pe alta. Fut și o leac în pizdă, în curuleț. Trece timpul ca nebunul. O sun, pac, pe una, îmi spune 36 de ani. A venit și sâni. 150, 100, număr 250 ora. Oral normal. Ambele protejate, dar oralul se poate și neprotejat în funcție de igienă. Zic, hai mă duc să văd, îmi indică zona, bine, chem taxiul acolo la pensiune, vine, mă duc în zona respectivă,
Îmi spune numărul la interfon, paf, sun. Mi-a zis că avea 30 ceva de ani. Avea 40 ceva, în fine. Intrăm, îi zic un număr. Nu prea mi-a plăcut așa, dar s-o aș pe asta la număr, ce-i pușca mea. Era curată, era violeg de sâni. Îi dau 100 de lei pe un număr. Zicea, de ce nu iei o oră cu un număr, nici nu îl simți? Trecă, meargă. Începe cu un oral, dar slab. Slab de tot oralul. Și puțin, cred că jumătate de minut, un minut. Îi place oralul meu, mi-o sug, să joace cu ies. Să o molfă ies. Dar zic, na, mă duc, mă cer cu lumea și mă duc la curvi, mă duc să mă sunt bine, nu? Să mă cert că nu-mi place aia, nu-mi place aia. E un număr de probă, dacă e mișto tipa, pot să eu și o oră și două, care problemă? Nu-i problema asta, pot să fiu clientul ei fidel. La prima dată, așa, un număr, așa merg eu pe chestia asta, ca să o citesc, văd. E cu tupiu, mă enervează, nu? Așa, i-a lăsat pe un număr și plec dacă nu-mi convine. Dacă îmi convine, pot să prelungesc. Și cum vă povesteam eu cu tipa asta, Claudia o chema, era o brunetă cu ochii albaștri, avea o pază și ceva de ani, zice că are 30 și nu știu cât, 36, 35, nu mai contează. Chiar nu mai știu cât mi-o zis ea. Mi-a plăcut sânii, avea o leacă mărișori. Asta, hai să o aș pe asta la număr. După ce mi-am făcut eu o leacă de oral, dar slab, deja am să mă piși pe tine. Dă să te fut o leacă în pizdă. Zic, hai să te o leacă capră pe la spate. Nu, nu, vreau să mă simt bine. Vreau să stau cu pizda în sus. Hai să-ți trag un număr. Când se o bagă în pizdă, bagă mâna. Zic, dar ce facem? Nu că mă doare, că a fost unul cu pula mare și mi-o dat ca surd un dob și mă doare pizdaș. Și zic, ce facem acum? Păi mă dor și gingiile, cam o măsă inflamată și oral nu pot să-ți fac. Oral nu, în pizdă, nu. Zice, nu vrei să-ți fac o labă? Zic, că dacă tot așa mă cer cu ei, zic, hai, să-mi frici o labă. Dar atunci mă pun cu pula în sus și o ia. Tipa la mână, de-a cu o durie mână. Că dacă îi mai pun nu știu cât, îmi face un oral neprotejat să-mi dau drumul. Că primul număr mi-a dat eu drumul mai repede la al doilea. Îi zic, nu, las, dă e acolo, dă din coarbă. O mai dat, eu mai făcut o leg de oral, am terminat, am zbăgat mie și banii să-mi bag. Dar măcar a fost mafiot. Nu mi-a făcut eu labă, mi-a făcut altă. Că adică orice clipă trebuie să profiți. Ieși, zice, tătrău, îi spre bine, nu-mi forțez eu mâinile. Zic, ai, trebuie să găsesc ceva, o puțulică. Zic, că e prima, na. Nu a mers cu a doua, nici atâta. Termin eu, paf, mă duc, mă spăl o leacă la duș, bine. Stătie rău, hai, dar nu pleci, parcă consumam apa, mă enervează când mă pugărește una. Stai să mă clătesc cu leac, să mă șterg, mă șterg cu niște ierchi igienic de pe acolo. Am plecat, am zis, du-te în pizda, măt. Nu mai vin la tine. Nici să mă împuști, zona, poza, are poză pe site acolo. Nu mai vin. Da, am zis, totuși bine, ia, că mi-a făcut una o labă. O femeie, îți văd și eu cum e să fac o femeie o labă. Cât de cât. Sună la alta. Văd un anunț bombă de lux. Zic că bombele astea sunt cam periculoase. Am văzut că mulți scriu bombă, asta e o copie atona de la alta. Și la fiecare scrie bombă de lux. Copia anunț, hai să mă duc. Unii nu răspund eu. Zic că trebuie să trag și eu un număr în pizdă azi, dacă tot m-am dus la curve, să vomit la una în pizdă. Să văd și eu un pizdoi așa, cum se mulează pe pulă.
schimbul câteva poziții. Astea două au fost eronări. Bine, nu o să vă zic cine și cum, nu mă interesează. Nu mă bag. Sună a treia bomba de lux. Avem niște poze. În 10 zona eram aproape de asta. Și m-a avantajat. M-a costat 7 lei taxiul și i-am lăsat 3 lei. Când permit, zboară să am și eu câteodată când vreau să-mi permit. Ajung, îmi zice să mai aștept un sfert de oră, că e prin oraș și ajunge imediat, că și-o cumpărat de mâncare, nu știu. Mor când aud asta, în fine. În zona respectivă mai fusesem. Acolo erau două țigăncuși, așa, două romanizate. Mi-au făcut una o lucrare. Avea niște sâni, mi-au luat-o în 3 sâni. Golanca, am optat o oră, am luat la ce. Zicai să fii una din alea două. Zicai, mă întrebai și colegă, nu știu ce, când am sunat-o și o să mai aștept să revin peste un sfert de oră. Și zice, nu, singură, zicai, sigur, e colega la țoasă. Zicai, hai să încerc și pe asta. Trece un sfert de oră, sun, zice, să mai aștept. Băga mea și pula, eu să-mi bag, am o plăcere să aștept. Zicai, dacă tot m-am dus la curve, aștept, mai aștept, na, asta e. Nu mă duc, trebuie să ajung undeva la oră fixă, na, mai iau un client, mai fac un duș, mai mănâncă, să mai cacă. Mai aștept, trece 40 de minute. Nu-mi place să aștept, dar îmi dă un bip. Da, e ajuns la scara cu tare, da. Cât am stat, m-am plimbat acolo, nu intra niciuna, de era în casă. Nu ieșe niciunul, deci n-a venit nici client, dracu s-o ei. Ajung eu, intru, în 10 apartamentul, etajul. Era cu două etaje mai sus la față de ele două care am fost la țoasă, ce voi avea niște sâni halal de curui. Și ajung cu două etaje, zic că e alta străină, mi-i plac străinile. De colega la țoasă nu mi-a plăcut moaca ei. Și de asta putem să rămân atunci sau să revin. Nu era problemă. Revenim, dar nu mi-a plăcut. Dar dacă tot am ajuns de asta, fut și eu ceva în pizdă, dacă am avut două care una m-a supt, una m-a masturbat, însă a treia să fie cu noroc. Sună interfon, urc la etajul respectiv, sun la ușă, nu sună sonerie, zic să ciocănesc, nu mai ciocănesc. Când ciocănesc la el, ieșe pensionarii de alături, zic Ciprii, dar n-am treabă cu tine, am sunat, am ciocănit la domnișoarea, nu că e ciocănit la mine, e du-te în pizdă, mă, te gândul meu. Când auzi răbdi, când ciocănesc la altele, parcă zici că ciocănesc la tine. Așa auzi bun, dacă te întreabă unul ceva, nu mai auzi. Îi dau bip, zic că am ajuns aici la etaj. Îmi deschide ușa. Bă, una, cred că avea 40 ceva de ani. Șumecheră de cartier, tatuaj, fata cât de cât. Avea interlopi prin familie, se cunoștie după fățete. Zic că am ajuns, asta-i trag și un număr. Mă dure pe mine în cur. Cine ia și cum e? Pantaloni scurți, îmbrăcată bărbătiește, nu băiță, era băițoică, ca îmbrăcămintea astea nu-mi place. Zic că am zis, hai, un număr, să vedem ce se întâmplă cu numărul ăsta. Avea și țiganca asta, țigancă. Tip asta, niște sâni, să vid eu. Îmi zice eu 100 de lei numărul, 200 de lei oră, oral, protejat sau neprotejat, ce vrei, îți fac două numere de oral într-o oră sau un oral optez? Să cred, am vorbit din normal. Da, dacă când ai venit tu pe drum, eu venit și mie ciclu. Abia o leg de vată pus la pizdă pe un bikini.
vrăjeală. Nu avea, nu-i venit niciun ciclu. Mi-a tras mie țapă că nu vrea să fac cu normal. Zic că mă jocolea cu sânii, eu trag în trist sânii. Îmi face orala, asta e bafta mea azi. A treia epizodie azi. Nu văzusem păsărica. Mă chinuisem cu acei care băgase mâna. Nu mă lăsa să o bag. Zic, e și asta. Zic, hai, las, o probez și pe asta. Cameră curată, ceșaf alb, pa, cameră luminată. Zic, hai să o admir, să mă bucur de asta. De un oral. Începe cu un oral neprotejat, paf, mi-o sugiera a treilea număr, dura mai mult, ei crede când dau drumul în 5 minute. 10, eu știu, la primul număr. Tragedie din chișcă, sunt sculasă ciocanul, ba între sâni, ba sunt orice e în poziție, deci ba mai lua la mână. Tot era al treilea număr, ce mai vrei în casă? Păi, o sugea bine, într-adevăr, nu? Ce era, era, ei avea și sânie mișto. Nu vrut normal, nu vrut. I-a mai dat două palme peste buci. Mă lăsa ei din ce în ce mai tare. Zice că poate să excită mai rău, pe dracu. Că ce bine arată ei, când nu știu ce începe să laude. Că ce bine arăt eu, uite, vezi, uite. După patru nașteri, care patru copii cum arată, n-arată una din 19 ani ca dânsa. Du-te în pula mea, eu n-am mai văzut femei. Arătai pentru anii tăi, arătai, nu poză când arăta. Dar nu mi-ar zmi că ai tu patru copii. Bărbați, nu știu ce interlopă-i. Și-i mari șmecher și o băga la cazino 3.000 de euro, scos 25.000. După ce mai băga 5.000 și-o pierdut și... I-o luat e bani și nu-i mai dă bani lui să aibă că se duce la cazino. Care vrea să iei garsonieră cu rupi chiria, în fine, chestii de nu m-au interesat pe mine. Mi-au mai luat-o el la sub, tot început e strag așa, ca jițelul la vacă. M-au terminat până la urmă, avea și niște calități mai bune așa. Era, avea cel puțin 10 ani de meserie, îi cunoștea pe dânsa. Îi sună telefonul în timpul ăsta. Alo, da, în legătură cu anunț. Da. E valabil, ofer oral, normal, ambele protejate. Și normal, da, și normal, îl fac tot cu prezervativ, știi? De față cu mine. Na, mai noi mai zic, ei, dar ai zis că ești pe ciclu, știi, puteam să-i zic. Da, nu îmi stric eu, zi, mă cert, eu mă duc să mă simt bine. Nu corespunde, nu mai mă duc a doilea oară, optez pentru un număr. Dacă tipa e ok, nu-i problemă. Mă îmbrac eu, mă spăl, ca așa e obiceiul meu, să mă spăl o leac la baie la pulă. Mă șterg acolo când știi hârtie, nu folosesc prosoapele. Mă duc, o salut. Îmi zice, peste 2 săptămâni, când îmi trece ciclu, poți să revii, nu-i problemă, peste 2 săptămâni. Asta i-a luat odată țapă, nu mai eu acum. Trebuia să ai un tampon, o chestie. Să zici la telefon, nu-i ofer numai oral, că sunt care se duc numai pentru oral. Da, nu, asta e. Treaba ei, meseria îi faci cum vrea. Nu pot zic că nu a făcut oralul ca lume, că nu m-a jucat cu sânii ei. Am plecat, am salutat, am zis, dracu, mai vine a doilea oară la tine. O suna patra, sun pe a patra. Damă de companie. Zic că îi des mai sunt la una. Voi trebuie să schimb și eu câteva poziții ale alea chiar. O zi așa de proastă să fie. Bine că am avut și zile proaste. O să vă povestesc eu în episoadele următoare. Am fost la sute de escorte de dame de companie. Vă povestesc eu belele mari. Dar asta au fost cea mai comică. Sună a patra. Îmi zice, ofer oral normal. Ambele protejate. Era și ieftină.
80, numărul 150 oră. Îi zic că îi faci normal sau ești pe ciclu, că am fost la una și o schi pe ciclu și am plecat. Nu, nu, facem și normal. Băi, ajung în zona respectivă, iau taxiul, mă duc în zona respectivă la un turn, îmi zice numărul la apartament, intru în apartament, tot una, cred că avea 40 de ani, era de etnie, dar era curată, avea o leacă de sânge. Și îmi zice 80, costă 50. Zic, vrea un număr, că am fost la un amosupt, cost ca așa, i-am povestit eu așa mare. I-am dat eu bani acolo, bănuții, au adus un prezervativ, o dau un prezervativ, pare că era șizmă. Groasă-i să-mi trag una, zice, că-i șizmă. Dar uitați, vă zic, între timp când am plecat de la ultima, m-am dus și mi-am luat un suc de la magazin, că avem o sătie în mine. Și am luat și trei durexuri, 10 lei, trei gume, 10-11 lei, depinde. Și când am văzut cizma aceea, am zis, nu, că e prea gros, am uite, am des de calitate. Am luat unul de cea la doi, le-am dat, ei, mă duc acasă la femeie cu prezervativele prin buzunar. Cumpărăm împreună. Știa că e cu trei, dacă era cutia sigilată sau... În fine, le-am lăsat imă cac pe două prezervative. Și începe cu un oral, paf, mișto, e că s-o trântit odată în pulă și a început să o iei mioli în scoaile. Azi, mamă, dar ce meserie, știi? Zici, vrei 69, 70, 80, ce poziții vrei, ce vrei, mușchii tăi, ai 20 de minute să profiți de mine. N-avem niciun chef să muncesc, am pus-o pe ea, m-o călărit. Avea un PS2 elastic, așa cărnos. S-o frecat în pulă, nu conta, puteți mai am trei puli, cât acei cred că intrau și acele. Nu au făcut pretenții, nu nimic. Zice, uite că se cunoaște că ai mai fost la alta, că îți dai drumul mai greu. Zice, dar nu contează, asta e piesă. Suntem oameni, asta e meserie. A fost schimbat, e vreo două poziții, am călărit-o. O trecut de 20 de minute, cred că a fost jumătate de oră. Nu s-a uitat la ceas, nu zic nică. Am spus, e bun, cât de cât măcar. Te-a nimerit pe tine. A patra nu era super, dar nota 8 tot merita. O să-i vine omul, plătește-mă, fute, nu cam ciclu, că n-am prezervativ, că mă doare pies, dacă nu a fost de gașcă. Asta ultima. Mă duc eu la baie, rapid, paf, măș. Igienizez o leacă și îmi spune, mai am o colegă, dar e piciclu, e plecată, în oraș cumpere de mâncare, dacă mai treci și vrei să o probiez vrăjală, ca să mai mă duc pe la el, știi? Cum fost că nu eram eu prefascinat de dânsa, dar eram mulțumit de servicii. Am urță curul. Țări când am amorțit. Cât o trecut. Mai da și mulți mă vizionează. Și zice că mai are o colegă, dar e cam grasă, nu știu ce. Până la urmă nu contează că e grasă, că e slabă, să o iei, să fură, să regulez cu astea, cu pretențiile lor. Și vă mă că cresc pretențiile. Am salutat-o, am plecat, am spus, dacă mai fi o dată și nu răspunde niciuna, o să mai fac o golire, o chestie. A schiprobie sora, sora, colegă, dar n-am mai ajuns, urmează, nu e nicio problemă, fata mai lucrează, trebuie să-i probiez colegă, că eu sunt care o colegă, asta e piesa, să vedem ce știe să facă, ce păsărică are. Și asta e multe, s-o halalit, eu numai cu vrăjeală, vor să-ți ofrece, rapid, să-ți iei banii, scăpi de tine. Na, ce sfat să vă dau, fetelor, dacă vedeți voi clipul ăsta, luați și vă futeți în pula mea, dacă vreți să aveți clienți, că nu mai vin, uite, eu nu mai vin la voi. Chiar de vedeți clipul ăsta care mi-ați subt-o,
M-ați făcut odată, la doilea oară. M-ați făcut. Putem să plec, că nu faci. Normal, pe alături, lasă-mă în pușca mea în pace. Și plecăm. Nu. Asta aia strag și o clanț, fi la numărea. Când voi fi la bătrâneț, stau și o să mă gândesc că puteam, i-am umblat la fălci la aia. Când văd una ca cei pe stradă așa și o să fiu moșnic, zic, uite, una de asta ca te, în gândul meu, zic, uite, una de asta am putut în gură. Mi-o subtu când eram și eu mai tânăr, fecior. Vine eu și când o să fiu bătrân și o să fiu pensie, o să mă duc la curvi. Nu, ce pușcă mi-e, că doar o viață avem. Vreau să fac niște filme cu damele de companii care vor. Îi spun noi cât e numărul, cât e ora. Vreau să te filmez, se poate, nu se poate, cât costă. Cu te întrebi lumină, că clipul anterior a fost pe întuneric și n-am ieșit bine. Să-mi pun frumos lumină, camera frumos o filmez, îi dau bani, cât îmi ceri, nu-i problemă. Și spun pe internet, îți vadă și fanii ăștia mei, youtuberi ăștia mei. Să vadă și ei, o damă de companie cum o suge, cum arată o pizdă de prostituată. Așa că am un link acolo, un cont de donații. Donați și mi-a acolo orice sumă, nu contează că e mică, că e mare, se poate și 5 lei și 10 lei și 1 euro și 100 de lire. Vreau să mă duc la dame de companii și care vor să le să fac un film cu ele bine, care nu pot să filmez, mă dă în judecat, fac pucălie. Nu, dar eu sunt om în primul rând, eu am 7 ani de casă. Că mi-a mai tras un WhatsApp, că mi-a zis că face normal la telefon și când o ajuns acolo oral. Asta e, nu contează, asta că n-a să mă cer să-mi strig ziua, trebuie să fii calm, să-ți sunți bine. Nu mă duc. Nu merge din astea. Și vreau să fac multe filme XX. Să mă duc la fete care vor. Care nu sunt dame de companie. A să fac cu din astea. Scriu film porno cu prostituat, cu o prostituat. Care vrea să-i filmez fața bine, care nu numai pizdă, zic cu o pizdă de prostituată. Le dau banul, nu? Le zic unde poate vadă, să vadă și ele, să-și vadă pizda. Nu? Dar trebuie bănuți. Fără bani nu faci nimic. Când trebuie o cameră profesională, lumini, bani de taxiu, bani ei, bani mii, bani, 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 bani. Și o să vedeți voi niște filme. M-am uitat eu pe site-urile astea. XX. Ci că în România sunt cele mai frumoase fete, femei. Ori fi, dar eu pe site-urile le-am văzut numai. Deci dacă clichează unul, ia-ți vădă, că românii se laudă că au cele mai frumoase femei, ia-ți dau pe un site porno și când vede ce e acolo, sărăciile cele, trilulele, și de asta vreau eu să pun să lăsiu ceva, o moștenire, băi, a fost odată cândva, acum 1.000 de ani, unul, și orice filme au făcut, orice fete erau acum 1.000 de ani. Dar totul cu bani. Fără bani nu se poate. N-am de unde. Am eu vreo doi bănuți, mai mă duc la una, la alta. Dar e greu și la mine. Am zile când tot ies și eu 1.200 de lei dame de companie. Acum când am fost la astea patru, am consumat 500 și ceva de lei cu taxiurile, cu una alta, cu taxiul, cu timpul. Timpul nu se mai socotește, dar s-au dus 500 de lei. Unul a fost chiar în capul celălalt, mai departe. M-a costat taxiul 20 lei. Dus 20 și întors, am mai lăsat 2 lei, 3 lei de o cafea. Ce îți duce așa, am flituit 500 și ceva de lei la mișto, nici n-am. Și ultima a fost un număr bunicel. Dacă aveai și vreo 19-20 de ani, îmi luam 2 ore, la ce nervos eram atunci, nervos. Am râs așa, însă ei, 3 bucăți, am bătut atâta drum, niciuna bună.
Aveau ele sânișori, curișori, că nu știi să le folosești, să joci cu ele. Și asta, donați în bani acolo, orice sumă, cât de puțin, 5 lei, 10 lei, poți să-mi donezi 100.000 de euro, nu-i problemă. Eu, în schimb, o să vă povestesc cum a fost la ele, la care am fost. Și o spun niște filme XX, o să vă spun eu. Dar le găsiți voi, când căutați pe porno, că pun pe un site două și le copii ăștia, puteți să le copiați și voi, ce vreți să le distribuiți, nu mă interesează. Care o să vrei să le filmez fața bine, care nu numai pizda, dar și cum le fut, cum se masturbează ele, etc. Nu-i problemă. Suntem care nu vor, nu vor, o să vă povestesc că am fost la UTIP, așa. Nu v-am dat zona, nu v-am dat nimic, nu vreau să zic, poate alții sunt mulțumiți că le ține mâna sau că le face numai oral. Eu știu, fiecare cu plăcerea lui. Nu? Asta a fost, atât au fost la mine, asta. Bine, am luat și țapi. Am ajuns în zonă și când am sunat-o, a, te-am păcălit, te-am păcălit, nu sunt damă de companie, fraieri. E, du-te în pușcă, i-am zis, fii tu sănătos, fii sănătos, dar de ce nu mă înjuri? Da, ce să fiu înjur? Am zis, fii sănătos și nu mă duc la alta. Nu, ce, a pierdut 15 lei cu taxi. A nimerit și bună, ce mi-a făcut o lucrare, m-a pus în cur. Și asta-i donați în bani. Ca să fac filme, zvrieți și voi că nu mănânc căcat. Când au o tipă de asta să o filmez, în ceri. Mi-a cerut una odată, i-am zis. Am sunat la una și mi-a cerut 500 de lei pe o oră să o filmez. Păi e rentabil, 500 de lei. Le ieși acolo, pui un film, vie de lume. Na. Dar eu știu, acum cât am mai ceri una. Poate ceri mai mult. Bine, nu îți dau că ceri că nu-i o actriță porno și nu-i virgină. Dacă ești virgină, da, îți dau mai mult pentru un film. Nu îți pune problemă. Nu-ți filmezi fața dacă vrei să filmezi numai pizda. Când e virgină, când te dezvirginezi. Da, am pretenție. E o tipă de 18 ani, virgină. Vie de lumea, să uite, zice, uite. Și aduce aminte și de tinerețe, de bătrânețe. Dar bani, fără bani, dacă nu-mi trimiteți bani, nasol, că n-am niciun mulți bani. Și vreau să-mi iau o cameră profesionistă, cum v-am mai zis, nu vă repede 100 de ori. O cameră, uite, lumină de asta ca să bată. Hai că lumina am eu. Tipa, camera de hotel, aș prefera să le fac la hotel filmele astea, cu dame de companie care se deplasează. Frumos la hotel, ne înțelegem, vorbim dinainte, se uită și e pe filmare. Care vrea să-i filmez fața, filmez fața, care nu, nu. Suntem oameni, 7 ani de acasă, 20 de ani de acasă. N-ar trebui 7 ani de acasă, 20, că stai până la 20, pe schinarea la părinți, când termini școala. După aceea, vezi tot la 20 de ani sus. Trebuie să fii om, să mergi cu capul sus pe stradă, să nu te scui pe bună, băi, căcatule, băga mea. Am văzut prostituate pe stradă care am fost la ele, m-am uitat și într-o parte, se uitau așa la mine insistent. Una m-a salutat, eram numai eu cu ei. Salut, ce faci? Pe stradă, dar nu te super dacă mai mă vezi, nu mai salut, să nu mă mai salut. Da, dar erai singur. Când mai treci pe la mine? Niciodată nu mai trec pe la tine, mai ales că m-ai salutat pe stradă, nu. Nu mai trec pe la tine. Fusesem de vreo 3-4 ori pe la dânsa. Am cântat la masă ei de vreo 3-4 ori, pe puțin. Nu, de 4 ori a fost, ne mă știa. Când mai vin, nu știu ce trec, mai cu dinastie, mă vezi pe stradă, nu mă cunoști, nu te cunosc. Îi nu-mi place. Dar nu ești colegă de școală, de serviciu, ceva cunoștință, neamă, astea, da, mă salut că nu sunt înapoi. Dacă o damă de companie,
Chiar și și singur, nu, n-am nicio treabă. Nu. Bine, când arăta prostituat pe strada, damă de companie, îi arăta normal, dar nu-mi place mie, nu. Am fost, m-am simțit bine o oră cu tine, pa, s-o închis ușa, atâta au rămas. Nu te cunosc, nu mă cunoști. Am fost domn, ți-am plătit, ai fost doamnă, mi-ai dat serviciile bune, răle, pa, la revedere. Nu? Abonați-vă la canal, dacă vreți să fac filme, poate scot niște bani cu canalul ăsta de YouTube. Dacă n-aveți să-mi donați, măcar dați voi un like, abonați-vă la canal, măcar atâta ca poate ca să zice ceva bănuț, să fac niște filme de astea XX. Promit eu, deci vă promit. Să mai treacă și coronavirusul ăsta. Și vă promit că o să fac filme XX și o să le vedeți pe site cu dame de companie. Dar dați și voi distribuire. Vedeți pe la prieteni de ăștia care le plac gagicile. Mai abonați-vă dacă aveți două canale de Gmail, de YouTube. Abonați-vă la mine ca să ajung și eu la mai mulți abonați. Eu și eu să fac o treabă. Ca să... O mână spală pe alta, știți cum e, nu? Hai să fim oameni, să ne servim unii pe alții. Și vă promit că vă fac filme, vă pun filme cu dame de companie care vor să se prezinte. Fac ca un casting, așa. Am trebuie bani, fraților. Dacă n-aveți bani, vă înțeleg, nu e nicio problemă. Bine, dacă vrei, voi fumez a jumătate de pachet de țigări și donez lui la 5 lei. N-am nici ăștia, nici 5 lei ăștia să-i donez. Voi dam două conturi de YouTube, de Gmail, hai să mă abonez la el, hai să ridic, să-l ajut Oleac, să ridic și el sus. Și eu când mă ridic sus, eu nu uit lumea. Vă pun și eu ceva, să vă spălați voi ochii, să rămâi ceva din urma mea. Am văzut mulți YouTuberi, eu bani ale. Na, eu n-am luat bani, nu-mi dă lumea bani. Deocamdată și eu la început nu mă cunoașteți, nu, poate nu vă place de mine. Du-te, bă, de ce aș te culc? Băi, dar dacă n-aveți bani și nu puteți, băi, măcar abonați-vă la canal. Am văzut că vă uitați unii din voi, dar nu vă abonați. Parcă aveți ceva de pierdut, te abonezi tu la canalul meu. Abonați-vă la toți, nu numai la mine, la canal. Abonați-vă pe toate canalele, la toți. Că dacă vă abonați, să meargă bine, să aibă și lumea abonați, și încați și bănuți. Sunt care au... Nu se fac cine știe ce bani din YouTube, din câte am auzit, nu știu nimic. Dar sunt care au 998 de abonați și le mai trebuie 2 abonați, poate să iei și 2-300 de lei acolo, să aibă și ei. Și au 998 de un an de zile și nu se mai abonează nimeni. Ia ca 2 abonați. Să mai abonați-vă acolo, să iei și bănuți, să aibă și ei. Sunt Chiar am văzut un canal de YouTube, avea 1 milion și ceva de vizualizări. Deci sunt vreo câțiva bănuți de acolo din casa, nu știu cât. Și avea 300 de abonați, vă dați seama. Și canalul lui de 9 ani. Azi fim uniți, ne abonăm unii la alții. Să luăm și noi vreo 2 bănuți. Eu, de banii ăștia care eu, de toți fac filme XX. Să le pun să le vedeți și voi. Ce poți zic, donați-mi bani să-mi iau casă, îmi dați voi bani să-mi iau eu casă. A, să fim sinceri. Zice, băiatule, cum îți dau eu să-ți donez ție bani de casă? Uite, am să fac un clip, clipul următor, îți văd ce comentarii primesc. Să-mi donez bani de o casă. Cine zice, zice, dar eu muncesc cam rat la casă 30 de ani și muncesc, zice, și tu vrei casă așa, mă, că... Vreau, de ce să nu vreau? Deci vă promit că vă fac filme XX. Dacă îmi donați bani, dacă vă abonați la canal. Și o să vă mai povestesc cum a fost cu prostituatele. Multe. Am multe de povestit, că am fost la multe. Urmăriți episodul următor, v-am lăsat. Bye, bye.